Vă salut, prieteni, și vă spun bun găsit la un nou documentar. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Pentru astăzi v-am pregătit informații despre un fruct considerat perfect, mai ales pentru inimă și pentru slăbit. Este vorba despre kiwi. Chiar dacă nu are un aspect foarte apetisant, fructul de kiwi are nenumărate beneficii pentru sănătate. Este un fruct cu proprietăți curative de netăgăduit. Cel puțin 10 boli pot fi ținute departe dacă vom consuma zilnic fructe de kiwi. Chiar dacă nu este originar de pe meleagurile noastre, nu este cu nimic mai prejos decât faimosul măr, iar în unele privințe chiar îl întrece. Bogat în vitamina C, fibre și antioxidanți, kiwi este inconfundabil atât datorită formei și culorii, cât și a gustului delicios. Mai mult, acest fruct a fost numit de către nutriționiști fructul perfect. Vom vedea în minutele următoare ce beneficii ne aduce consumul de kiwi. Istoria acestor fructe, cunoscute și sub numele de agrișe chinezești, sau cu denumirea de origine Yang Tao, care înseamnă mură sau strugurele gâștei, începe în China, mai exact în Valea Changqiang, în urmă cu 700 de ani. Aici, aceste fructe erau considerate delicatese, fiind apreciate datorită culorii asemănătoare smaraldului, dar și savorii, o combinație între gustul căpșunilor, pepenelui galben și nectarinelor. Kiwi era considerat în special un fruct tonic pentru copii. În anul 1847, un membru al Societății Regale de Horticultură din Marea Britanie a trimis primele semințe în afara granițelor țării de origine. În 1906, planta care dă acest fruct a ajuns și în Noua Zeelandă, unde a rodit prima dată în 1910. Aici, fructul a fost rebotezat cu numele de astăzi, după numele păsării naționale, probabil datorită asemănării cu forma și culoarea penajului. În pădurile din care este originară, planta care face kiwi, Actinidia chinensis, poate fi descrisă ca un arbust cu vițe lungi, viguroase și lemnoase, asemănătoare lianelor, cu aspect de arbust cățărător. Adesea, un astfel de arbust acoperă o zonă de 3-4 metri și jumătate lățime, 5-7 metri lungime și 2 metri și jumătate, aproape 4 metri înălțime. De aceea, atunci când este cultivată, planta are nevoie absolută de un spalier. În câmp, planta se cultivă pe araci înalți, de aproape 2 metri, legați între ei cu sârmă. Planta de kiwi este foarte sensibilă la ger și la vânt, preferând solurile umede, umbroase și puțin calcaroase. Fructul are o formă ovaloidă, de mărimea unui măr mijlociu. Astăzi, kiwi se cultivă în Noua Zeelandă, Statele Unite, Italia, Japonia, Franța, Grecia, Spania, Australia și Chile. Kiwi este cunoscut pentru conținutul bogat în vitamina C, chiar mai mult decât o portocală. Prin comparație cu alte fructe, un kiwi conține cea mai multă concentrație de vitamina C. Un singur fruct poate asigura până la 95% din necesarul zilnic al organismului de vitamina C. Kiwi se poate lăuda și cu vitamina K, vitamina E, cupru, potasiu, mangan și fibre, acestea din urmă acționând benefic asupra sistemelor digestiv și cardiovascular. Aceste substanțe ne dau sațietate, ajută la scăderea colesterolului și previn constipația. Studiile au arătat că dietele care conțin multe fibre ajută la scăderea riscului de boli cardiovasculare. Antioxidanții pe care îi conține luptă împotriva procesului de oxidare celulară, produs de fumul de țigară, poluare sau metabolism încet. Conform unor studii recente,
Kiwi este unul dintre fructele cu cele mai multe substanțe nutritive. De exemplu, este bogat în luteină, o substanță apreciată din ce în ce mai mult pentru eficacitatea ei în reducerea riscului de apariție a cancerului, a bolilor de inimă și în prevenirea cataractei. După porumb, kiwi este considerat fructul cu cea mai bogată sursă de luteină. Tot în kiwi găsim din plin cupru. Acesta este un mineral cu rol vital în procesul de creștere a copiilor, pentru că ajută la întărirea oaselor, la dezvoltarea creierului și la întărirea sistemului imunitar. Acesta mai conține potasiu mai mult decât au bananele, element care ajută la funcționarea eficientă a inimii și la controlul presiunii arteriale. Dacă fructul este copt și moale la atingere, trebuie pus la rece pentru a se păstra mai mult. Umezeala este importantă pentru kiwi. Dacă nu consumați fructul imediat, este recomandat să îl păstrați într-o pungă de plastic. Kiwi nu se alterează cam 2-3 săptămâni de la cumpărare sau chiar mai mult, dacă îl țineți în frigider. Nu se așează alături de alte fructe sau legume și nici în lumina directă a razelor de soare. Unii nutriționiști susțin că și coaja este foarte bogată în nutrienți și că dacă o spălăm și îi îndepărtăm puful, se poate consuma fără probleme. Kiwi este bun la toate, nu există niciun motiv să ocolim acest fruct. Singura problemă ar fi că, asemeni căpșunelor, și kiwi poate provoca anumitor persoane reacții alergice, mai ales copiilor predispuși la alergii. Aceste fructe nu se recomandă bolnavilor de rinichi, deoarece conțin oxalați, substanțe care se pot cristaliza, depunându-se sub formă de calculi. Dacă vrem să facem o cură cu aceste fructe, trebuie să consumăm, timp de 2 săptămâni, circa un sfert de kilogram de kiwi pe zi. Se mănâncă dimineața, înainte de masă sau chiar în timpul mesei, în amestec cu puțină brânză de vaci. Fructul se consumă proaspăt, tăiat pe jumătate și mâncat direct din coajă, cu ajutorul unei lingurițe, ca pe ou. Are același efect binefăcător și sub formă de suc proaspăt stors. Se mai poate folosi și în cosmetică, pentru întreținerea tenului, aplicând pe față felii de kiwi timp de 15-20 de minute. Această metodă contribuie la prevenirea apariției ridurilor, tonifierea și catifelarea pielii. Haideți să vedem acum care sunt bolile pe care fructul de kiwi le ține la distanță. Boli respiratorii. Kiwi, datorită vitaminei C, oferă o protecție semnificativă în fața bolilor respiratorii. Astfel, astmul, tusea și respirația șuierătoare pot fi ameliorate și datorită consumului acestui fruct. Cum spuneam, kiwi are aproape 95% din necesarul zilnic de vitamina C. Este recomandat să fie consumat la micul dejun. Un studiu italian a demonstrat că în cazul copiilor care au mâncat kiwi, au apărut mai puține probleme respiratorii, fapt ce se explică prin bogăția fructului în vitamina C. Sistemul cardiovascular. Pe lângă vitamina C, fructul mai conține și polifenoli și potasiu, iar toți acești compuși colaborează pentru reducerea riscului formării cheagurilor de sânge, protejează vasele sanguine și inima și protejează organismul împotriva radicalilor liberi, care pot duce la ateroscleroză. Mai mult, kiwi reduce cheagurile de sânge fără alte efecte secundare, datorită fibrelor pe care le conține. Fructul de kiwi poate reduce nivelul de colesterol și, în consecință, riscul de boli cardiovasculare. Cercetătorii norvegieni au observat că, prin consumul a 2-3 kiwi pe zi, timp de o lună, se reduce nivelul trigliceridelor, unul dintre factorii de risc asociați bolilor cardiovasculare, cu până la 15%.
cure de slăbire. Acest fruct are un procent ridicat de apă și o cantitate calorică medie. De aceea este benefic în curele de slăbire. În plus, nu are sodiu, ceea ce îl face perfect pentru retenția de apă. Kiwi are efect diuretic și nu trebuie să lipsească din dieta celor care sunt obezi sau supraponderali. În plus, este bun în cazuri de insuficiență cardiacă sau hepatică. Cancer, în special cel de colon. Fructul de kiwi este de mare ajutor în prevenirea cancerului de colon, datorită conținutului său bogat în fibre. Două fructe de kiwi furnizează mai mult de 5 grame de fibre, adică aproximativ 15% din doza zilnică recomandată. Acest lucru vă va ajuta să combateți o constipație ușoară, să eliminați toxinele din colon, reducând astfel riscul de a dezvolta cancer de colon. Acționând ca un important antioxidant solubil, vitamina C este esențială în neutralizarea radicalilor liberi. Mai mult, kiwi conține flavonoide și carotenoide, responsabile pentru protecția ADN-ului. Conținutul de vitamina C și fitonutrienții ajută la prevenirea problemelor legate de afectarea ADN-ului din cauza stresului și altor probleme de sănătate precum cancer, reumatism și artrite. Ușurează digestia. Kiwi conține enzime digestive care favorizează digestia. Potrivit specialiștilor, kiwi și ananasul proaspăt sunt singurele fructe care pot să fie consumate imediat după o masă, deoarece au ingrediente care ajută în procesul de digestie. Ne ajută să dormim mai bine și mai mult. Pe lângă puterea fructului dată de antioxidanți, kiwi este și foarte bogat în serotonină. Acest hormon, care funcționează și ca neurotransmițător, este implicat într-o gamă largă de procese fiziologice. Are funcții digestive și cardiovasculare, ajută la îmbunătățirea memoriei și la reglarea apetitului și a dispoziției. Deficiența de serotonină este asociată de oamenii de știință cu depresia și cu tulburările de dispoziție. Serotonina este foarte importantă și pentru somn. Nivelurile de serotonină din organism contribuie la somn, inclusiv la perioada de instalare a lui, dar și la reducerea numărului de treziri de peste noapte. Cercetările sugerează că manipularea nivelurilor de serotonină din organism poate promova sau inhiba somnul. Mai mult, serotonina poate să interacționeze cu melatonina, un alt hormon esențial pentru somn, care ajută reglarea ciclului de 24 de ore al organismului, ciclul circadian, dar și alte funcții fiziologice. Cercetările au demonstrat că stimularea serotoninei ajută și la creșterea nivelului de melatonină. Prezența serotoninei din kiwi contribuie la capacitatea lui de a îmbunătăți somnul. Kiwi ne ajută să avem o vedere ageră. Acest fruct are în componență luteină și zeaxantină, substanțe care protejează ochii, ceea ce înseamnă că acest fruct minunat este perfect pentru menținerea acuității vizuale și protejarea împotriva maculării degenerative. Deși știm că morcovii fac bine la vedere, se pare că aceste fructe îi depășesc. Oftalmologii au ajuns la concluzia că, mâncând 3 sau mai multe fructe pe zi, reduci cu 36% riscul de apariție a degenerării oculare. Combate îmbătrânirea. Pe lângă vitamina C, kiwi conține și alți antioxidanți, cum ar fi vitamina E și polifenolii care îmbunătățesc elasticitatea pielii și încetinesc procesul de îmbătrânire. Tot datorită acțiunii sale antioxidante, kiwi luptă împotriva acțiunii radicalilor liberi, substanțe care accelerează îmbătrânirea pielii. Fitonutrienții din kiwi ne protejează ADN-ul.
Acest fruct i-a fascinat pe cercetători prin capacitatea lui de a apăra ADN-ul de bombardamentul radicalilor liberi. În cosmetică, kiwi se folosește pentru tenul gras, acneic, datorită efectului său răcoritor, antiinflamator, cât și pentru curățarea feței. Se face o mască dintr-un kiwi bine copt, două linguri de ulei de măsline sau ulei de sunătoare și un gălbenuș. Ingredientele se amestecă bine, apoi compoziția obținută se întinde pe față și se lasă să acționeze 20 de minute. Așa cum spuneam, kiwi are mult potasiu. Nutriționiștii recomandă fructele de kiwi și datorită conținutului foarte ridicat de potasiu. Chiar dacă bananele sunt recunoscute pentru cantitatea mare de potasiu, trebuie să știți că fructele de kiwi au cu mult mai mult potasiu. Kiwi are și multe fibre. Potrivit cercetărilor realizate de-a lungul timpului, s-a demonstrat că fructul de kiwi conține la fel de multe fibre precum un bol cu fulgi de ovăz. Datorită acestui beneficiu, kiwi stabilizează glicemia și menține un nivel ridicat de energie. Kiwi este bogat și în acid folic. Acesta este esențial pentru organism, deoarece cu ajutorul lui produce globulele roșii ale sângelui. Kiwi conține cele mai puține pesticide comparativ cu alte fructe. Cine are lipsă de potasiu, magneziu și fosfor, este bine să mănânce kiwi. Puteți alege orice sortiment de kiwi, chiar dacă nu este organic, deoarece acest fruct este printre cele mai curate de pesticide. La final, vă mai atrag atenția încă o dată că fructul de kiwi poate cauza reacții alergice manifestate prin simptome cutanate sau respiratorii, mai ales dacă sunteți deja alergici la polen, susan sau latex. Nu este indicat de asemenea să dați kiwi copiilor care nu au împlinit un an. De asemenea, kiwi nu este recomandat nici celor care suferă de afecțiuni ale rinichilor.